Bă, deci, nu știu, avem vreo 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, nu mai știu cât exact, dar m-am hotărât 100% și reîncepem cu YouTube-ul din nou. Am mai postat când am cumpărat mașina, deja o știți, majoritatea persoanelor o știți mașina deja, M3-ul, e comun în Vâlcea, ca să zic așa. N-am apucat să spun ce modificare m-a făcut, ce am făcut la el și ce n-am mai făcut la el. Din păcate nu am și n-am filmat jantele care le am cumpărat astă vară. Erau niște jante forjate din două bucăți, care deja le-am vândut sub preț, ca să zic așa. Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar nu este problemă că am cumpărat atâtele jante și sunt pe drum deja. În mare parte care am ce am făcut la mașină, să zicem așa, este downpipe, evacuare, lip, volan, filtre, ce dracu am mai făcut. La motor le-am revopsit capacul și tot așa, oricum o să vă arăt lucrurile. Mașina o duce undeva pe la 510 cai în momentul de față, cu modificările care le-am făcut, cred că duce undeva la 550 de cai, 560 de cai, nu am pus-o pe dyno, o să pun pe dyno în momentul de față. Probabil o să mă aud prost și din cauza telefonului, că nu mi-am nici cameră, pentru că când am închis canalul, să zicem așa, am vândut absolut tot. Cameră, microfoane, am zis că vreau să iau o pauză, dar nu m-am gândit că o să mă reapuc din nou. Hai să începem cu botul mașinii. N-am cumpărat grila. Grila de CSL, că mulți mi-au spus și mulți mi-au zis să spun grila de CSL. Avantaj și dezavantaj la grila de CSL este pentru că sar foarte multe pietricele în radiator și nu prea vreau lucrul ăsta. Stereleurile la mașină le-am făcut galbene, originale stock de BMW, așa că domnii polițiști, dacă vă uitați pe vlogul meu, este legal, nu este ilegal. Folie de protecție transparentă cu farul, domnii polițiști, ca să nu ziceți că este negru. Farul interior este negru. Da, și probabil m-am bârbuit foarte mult, nu? Nu. Am zis multe cuvinte greșite, nu? Nu. Asta e pentru hater. Barbrizul nu este folie, nu este absolut nimic, este el negru, negru heliomat într-un sens, ca să nu credeți din nou că este ceva. Bun, ducem, să începem cu motorul sau? Da, da, da. Să ridicăm? Bun. La motor v-am zis, filtre, downpipe și cea mai vopsit. De ce l-am pus de la Venturi? Pe lângă că costă o grămadă de bani și este carbon pe acolo, am mers cu un GT și avea Venturi pe el și nu mi s-a părut ceva wow și n-are nici sunetul ăla care face, nu știu cum să explic, înțelegeți voi acolo. O iau pe repede așa cu YouTube și cu vlogul, scuze, ca să nu se întunece și să fac să mă văd și eu. Oricum nu cred că o să iese ceva wow, dar o să văd la editat. Asta e partea de motor. Downpipe-urile degeaba vi le arăt pentru că nu se va vedea, o să caut niște videoclipuri când le-am montat. Lip nou față de la Macton. Din nou, de ce nu carbon? Pentru că îmi plânge inima dacă îl sparg și nu vreau. Deja m-a spart un lip deja. Ce e cum mare parte n-am făcut. Volanul care l-am schimbat în mare parte și cel mai mult ce am făcut, Alcantara. Un gri spre alb, ca să zic așa. O să pornesc și mașina, dar o să închid videoclipul pe videoul când trebuie să se cupleze la mașină. Eleron spate, ceva gen duck, delta-i, trupul la mea. Mă împurcai în limbă sau în engleză, m-am ajut puțin cu engleză pe la gură, pentru că zice haterii. Evacuare stoc, ca să nu creadă ITP, rarul, ISCTR, poliția, nu știu ce. Este stoc, doar că face agălăgie. Dau un pas ca să vă explic la domnii polițiști, este catalizatorul sport de la mașină, care produce o sunet sexos. Să vi-l arăt acum în curând aici. Nu știu, urul la mașina asta mă
Există, rău. Mă înțeles cum o pornesc. Fua. N-am cuvinte. Și de aici o să opresc videoclipul și ne auzim cu pornirii mașinii cu sper un mini cold start. De bancoare, cum auziți, îmi spune cum e gros, are X-pipe, are H-pipe, are teoretic straight pipe, doar că i-am pus o intermedială, ca să zic așa, ca să reține. Interiorul ăsta alb, vă spun sincer de ce l-am ales și cred că se aleg cu mașina.